Stabilit inițial a se disputa la Câmpulung, meciul amical dintre Mușcelul Câmpulung, echipa patronată de doctorul Claudiu Ciolan și Dinamo București, echipa pregătită de Ovidiu Burcă, a fost mutat în cele din urmă pe sinteticul din Comuna Dragoslavele și asta ca urmare a suprafeței de joc aproape impracticabilă pe municipal. De-a lungul anilor, Dinamo București, pe atunci o forță în fotbalul românesc, a jucat de mai multe ori la Câmpulung, fie în Cupa României, 2-1 cu Mușcelul Câmpulung în februarie 1979, fie pentru o serie de meciuri amicale cu Aro Câmpulung, când pe municipal au evoluat, printre alții, Adrian Mutu, Florin Răduciuiu, Ionel Dănciulescu, Florentin Petre sau Cătălin Hâldan. Meciul dintre Mușcelul Câmpulung și Dinamo București se va juca miercuri, 8 februarie, cu începere de la ora 14, așa cum spuneam, pe sinteticul de la Dragoslavele.